Expertul parlamentar la Senatul României, Vasile Zosim, a ajuns în fața judecătorilor. Acesta a fost trimis în judecată pentru trafic de influență. Bărbatul de 56 de ani din București se află deocamdată în arest la domiciliu, urmând ca pe 5 iulie judecătorul de caz să analizeze măsura preventivă și să decidă dacă inculpatul poate fi lăsat în libertate în timpul procesului de la Tribunalul Gorj. Cu detalii despre acest subiect vine colega mea, Alina Băcescu. Bun găsit! Consilierul angajat al Senatului a fost reținut și ulterior arestat preventiv după ce ar fi pretins și primit băuturi alcoolice și parfumuri în valoare de 1.500 de lei, dar și bani de la omul de afaceri de etnie romă din Târgu Jiu, Ion Rădulescu, zis Ciupilan. Asta pentru a-l ajuta la încheierea unor contracte. Pe 18 mai, instanța a dispus o măsură mai blândă și a hotărât ca expertul parlamentar să nu plece din locuința din capitală. Procurorii au efectuat și o percheziție în locuința bărbatului din București, ridicând mai multe probe din calculatorul său. Acesta a recunoscut că a încasat acele sume, însă cu precizarea că nu a făcut promisiuni.